Cat sunt cunoscuți în lume pentru utilajele din construcții, dar sub acest brand și-au făcut apariția și alte produse, gen haine sau încălțăminte. Cat s-au gândit că muncitorii pe șantier au nevoie și de comunicație, prin urmare au introdus telefoane de succes, precum Cat B25, un telefon simplu cu taste extrem de rezistent, motiv pentru care am și trecut cu mașina peste el la un test anterior al zonei. L-am aruncat de la etaj, l-am chinuit cum am putut mai bine, totuși nu s-a stricat pentru cei care au nevoie de ceva mai multă comunicare, CAT a introdus în portofoliu și smartphone-uri. Anul acesta, două dintre ele au primit un upgrade major, S30 fiind înlocuit cu S31, iar S40 a fost înlocuit cu S41. Pentru început vom testa S41. Acesta este un telefon echilibrat care raport preț-performanță. La aproximativ 2000 de lei primești un procesor cu 8 nuclee, 3 GB RAM și 32 de GB pentru stocare și, nu în ultimul rând, o carcasă cu rezistență sporită la intemperii. Designul este unul rugged, așadar nu vă așteptați la un telefon de 5 mm de fițe. S41 are o grosime de 7,5 mm, iar carcasa este realizată din plastic dur, metal și cauciuc. Colțurile carcasei sunt drepte, ceea ce ajută la căzături, el fiind foarte rezistent la impact de la o înălțime de 1,8 metri direct pe beton. Sub apă, el rezistă până la o adâncime de 2 metri timp de 60 de minute, așa că este certificat cu standardul IP68. Standardul militar 810G ne garantează faptul că acesta va rezista. La sare, praf, umiditate, ploaie, vibrații, radiații solare și șocuri termice. Pe lângă aceste standarde de rezistență să vedem ce știe să facă din punct de vedere al performanțelor. Telefonul are un procesor octacor Mediatek Helio P20 ce a obținut peste 50.000 de puncte în Antutu. Alături de acest procesor avem 3 GB RAM, memorie suficientă pentru a desfășura orice activitate pe acest telefon. Am deschis peste 10 aplicații, iar telefonul se mișcă impecabil. Am încercat și jocuri precum NFS No Limits, în timp ce aveam o mulțime de aplicații deschise în fundal, printre care și Super Mario Run, iar terminalul a mers fără pic de lag. Am și comutat între jocuri fără probleme. Ecranul afișează imaginea curat și clar, grație panoului de 5.5 cu rezoluție Full HD. Totuși, ar mai fi un pic de lucrat la luminozitate, aceasta fiind un pic redusă față de alte telefoane, dar nu este tragedie. Sistemul de operare este Android 7, cu actualizările de securitate din luna august. Sperăm ca pe viitor să primim și Android 8, sau cel puțin actualizările de securitate la zi. Camera de pe spate are rezoluție de 13 megapixeli, iar imaginile arată bine. Conectivitatea este compusă din Wi-Fi pe 2.4 și 5 GHz, GPS cu suport pentru A-GPS, GLONASS și BDS, radio FM Bluetooth 4.1 și o mufă micro USB 2. Ne așteptăm ca la următoarea generație să fie utilizată mufa Type-C, deoarece e de viitor. Bateria este gigantică, cu o capacitate de 5000 de mAh și ține două zile de utilizare. În pachet găsim și un cablu prin care putem transforma telefonul în powerbank. La o baterie așa de mare avem nevoie și de timp de încărcare rapid, iar S41 vine echipat cu Pump Express 2.0, mai pe scurt Quick Charge, dar dezvoltat de către Mediatek. Pe partea frontală, în partea de jos, regăsim trei butoane fizice. Astfel, avem mai mult loc pe ecran. Butonul de power și cele de volum sunt amplasate în partea dreaptă. În partea superioară regăsim mufa pentru căști, iar în cea inferioară avem mufa micro USB pentru încărcare și difuzorul. S41 este un telefon extrem de dur, care beneficiază de o baterie de capacitate mare și performanțe foarte bune. Prin urmare, cu siguranță, va rezista și în timp, ne fiind nevoie de schimbarea lui după un an.